programul impus a fost victorie în extremă, foarte grea. Mai bine adevărat, cu excepția acelui joc 6-1, mai bine am jucat tot timpul la Timișoara. Politicul cu jucători experimentați, dar important este în cele 3 puncte și poziția noastră din fătură de lider. Eu cam plătit, dar reprezat acolo. Da, eu zic că au fost și 5 jocuri într-un timp scurt. Căldură, oboseală mare, eu am fost la Ploiești. Adevărat, am avut altă determinare acolo. Un adversar la fel de greu și o căldură sufocantă. Astăzi, într-adevăr, m-a fost foarte cald, dar eu zic că s-a văzut oboseală. Avem timp până la meciul de la Severin să ne revenim. Un drum lung pe care ne așteaptă Chiajna. Important este să ajungem punte, pentru că v-am adus aminte când făceam meciuri destul de spectaculoase la Botoșani, aveam acțiuni mari, multe de a marca și nu reușeam. În multe momente chiar ratam destul de mult. Astăzi am reușit cu victorii importante și așa de lucru cel mai important. Echipa matură astăzi, nu? Cam așa. Da, păi dacă ne uitam, la Timișoara chiar m-am uitat, fără să mă uit de foaie, avem vreo 7 jucători peste 30 de ani, începând cu Iliac, cu tot vajul, să spun mai la noștri, că nu. Deci e o echipă experimentată și știam că ne va fi greu. Dar bucuros sunt că am avut un public numeros, asta e cel mai important, am reușit să aducem publicul la stadion. Dacă vom lega, știu, jocuri buni și rezultate bune, sunt sigur că vom avea de parte de la fel de bun numeros. Și important este să avem un public care să plece bucuros acasă. Faptul că nimeni nu ne bagă în seamă e un avantaj pentru noi, că putem spera la o plasare un loc de play-off? Eu zic că suntem băgați foarte serios în seamă. Chiar din debutul acestui campionat, când și Dan Petrescu a văzut foarte bine ce a declarat că vor avea un meci destul de dificil la Botoșani, s-a văzut lucrul ăsta, la fel la Dinamo, suntem ceea ce mă bucur că astăzi am jucat bine defensiv. Care e primul joc când... Da, emoții am avut, e clar. Nu am mai reușit, știu, jocul ăla agresiv, cum făceam de obicei. Este nevoie de un locuitor pentru Golovka sau Lotulic poate să... Acum, sincer, la ce am văzut noi în primii 4 jocuri, s-a văzut puțin lipsă în Golovka astăzi, că au fost momente când putea face diferența. Dar o să-și revină și Mihai Roman, el a lipsit în primii 2 jocuri, fiind de Serediu, că avem încă jucători rapizi, de bandă. Zic că noi, compartimentul ăsta ofensiv, nu stăm rău. Chitoșcă când vine? Chitoșcă e un jucător care l-a mai dorit, a venit la noi, s-a antrenat astăzi. Costel Enache îl cunoaște foarte bine, e un jucător la fel de viteză, de bandă, un stângaci pur. E un jucător care noi credem în el, asta au fost negocierile cu Steaua, să luăm Chitoșcă. E un jucător care o să vină pe plus, deci aveam nevoie de plecarea lui Golovka și mă bucur pentru transferul lui. Credeți că o să prindă locul de titular la Botoșani? Botoșca? Da. Depinde de el, depinde de modul cum se va pregăti. Orice jucător poate să fie. A fost foarte bine. A jucat cu Moruțan, a intrat Filo. Iese Filo printr-un Moruțan, la meciul următor, sau trebuie să fim schimbări în angrenajul echipei, pentru că eu zic că avem un lot destul de echilibrat numeric și fiind jocuri foarte multe, dese și deplasări lungi, o să vedem la lucru pe majoritatea din lot. Acum, e clar, în momentul când înlegi victorie și rezultate pozitive, e foarte greu să schimbi un jucător din angrenajul echipei. Am văzut la jocurile trecute când toate echipele care au schimbat, mă refer la echipele angrenate în cupele europene, s-a văzut un joc destul de modest. Mă doar unul. Da, am văzut cu toți. După primele 5 etape, ați văzut jocul echipei, unde credeți că ar mai fi nevoie de tărâri? Sau dacă ar mai fi nevoie?
chiar ne-a mai dorit și Costel și am adus unul, doi jucători. Dar la momentul ăsta noi vom închide lista de transferuri și vom aborda cele două luni de etape care mai sunt. În iarnă 22, da? În iarnă a rămas încă 17 etape, care vom merge la treabă cu nucleul jucător care l-avem în momentul ăsta. Sincer, nu mi-aș dori în iarnă să facem multe schimbări. Am fost foarte inspirat în vara asta. Pentru faptul că n-am schimbat mulți jucători și s-a văzut asta în angrenajul echipei. S-a văzut ce înseamnă omogenitate. Și lucrul ăsta e benefic pentru noi. Mi-aș dori enorm de mult ca în viitor să plece la jucătorii care sunt doriți la alte echipe și să vreau singur în locul tot cum o să. Dar nu vom dormi, vom mânci și sper să fim foarte inspirați când va pleca unul să aducem un locuitor de măsură.